Direcția de Sănătate Publică, prin influențe, l-a dat afară pe agentul de bază și l-a băgat pe altul. Iar directoarea e cea mai pricepută. A spus că nu mai lasă ea niciun cetățean să... Uite pe aici a intrat ea. Să intre un cetățean de interes. Ia. Să poate aici. Dar este o unitate militarizată. Dar ce se întâmplă? Nu e mai instituție publică. Lucrați aici? Da. Murează foame, doamnă. Murează foame. Sănătate. Bugetarea, sănătate. Cu dumneavoastră vreau să vorbesc. Dă la registratură, chemați-mi și mie pe cineva. Nici acum n-a dat laptele ăsta praf. Mă uitam că zic că e curent, țește de aer, să urmezește... Cum vă numim? Geana mă numesc. Eu vreau să vă legitimați. Uite, nu intru, ce intru în instituție? Ați intrat în aici, nu? Aici e zona administrativă, omule. Omule, dacă mă legitimez, eu trebuie să intru înăuntru. Dacă nu mă legitimez, nu intru. Cheamă pe cineva aici, că nu trebuie să... Eu, când intrați pe ușă, am... E spațiu public, omule, aici. Nu-i spațiu public, aici. Domnule, vă rog să-mi dați... N-am buletin, n-am buletin. Dați numele, atunci știrea și numele. Geana, n-am buletin, omule, statul român nu mai dă buletin. Atenție. Bună ziua. Bună ziua, doctorul Vincare. Să lasă asta la contabilitate. Facturi? Facturi. Acolo e grămană. Bine. Atât, da? Da, da. Hai să-ți fac... Să-ți fac hatărul. Că dacă nu te știi de ce, te dau ăștia afară. Firma asta cu subcontract tare. De ce vă spun? Eu fac treaba... Da, știi de ce? Cu urmă te dă și pământa afară. Uite cu alea, cartea de, carte de identitate, nu-i buletin, da? Carte de identitate. Așa, omule, așa. Așa. Dar pe unde intră persoanele cu handicap aici? Unde e rampa aia? Nu știți. Dar o persoană cu handicap, pe unde intră? Nu, eu n-am. Am înțeles, bă, asta. Am înțeles, nu știi de ce, nu vreau să te implic, pe urmă știi de ce firma asta care este subcontractoare să nu te dea afară, că bănuiesc că ai contract pe două luni sau pe un an? Nu, bă, am contract nelimitat. Mai limitat, da, zic să nu te dea afară. Sau să vorbim în șoaptă, să nu zică formă directoarea asta, care e meu sau ce este ea aici. Bun. Dar eu pot să spun cu orice. Nu doresc la nimeni, dar am spus că să iasă cineva de la registratură. Eu ce, cunosc pe cineva aici? Pe, nu da, se vede. Ce am depus niște solicitări și nu, ei nu dau curs. Acum vreți să spun că e 0749-090, număr de telefon. La ce vă trebuie? La registratură. Înseamnă secretariat, nu? Păi nu știu, registratură, m-a tot trebuie să știu ori de nivelul meu. Dați-vă la pagină. Ce am făcut eu, doamne, ce? Nu m-am zis, dați-vă la pagină să văd cine era ușa. Ce să văd cine era ușa, mă iau? A, deci m-a tot deschis ușa. Pe cine e care e? Păi stați un pic, cum adică aveți buton de panică? Dacă se întâmplă, de exemplu, ceva, un foc, am înțeles. Deci nu-i pe butonele astea, ha, aici dacă... Am înțeles. Deci, pe dumneavoastră vă interesează ceva să fie înregistrat, nu? Aveți un document înregistrat? Eu am spus, cineva de la personal, de la registratură să coboare. Eu ce vreți să fac eu? Multe detalii, nu prea bine. Asta, ce mâncare, fiecare angajat e cu mâncărele. Uite, dar, uite, nici nu poți să ieși, că trebuie să-ți dai agentul de bază de drumul. Vezi? Uite, na, uite, na. Nu, dar știi care trebuie dacă n-ai, n-ai spus o poveste. Știi ce, că e mâna întinsă, care nu spune poveste. Deci cum ți-a dat și cartea de identitate și condom. Mâna întinsă, care nu spune poveste, mai profesionist. Ia, gata, ia să-i zice acolo. Geana Harry Pori. Deci stai seama, într-o instituție publică trebuie să stai la mâna unui agent. Dacă se întâmplă să ia foc ceva aici, trebuie să te rogi la mâna să stai la mâna. Eu nu pot să-l las ușa. Nu intru, nu vreau să intru, omule, nici nu mă interesează. Să vină cu acea, că nu vreau să... Lucrați aici? Știi treaba? Nu.
trebuie să-ți dai atentul de pază, drumul ca să dai drumul omului, că vrea să plece. Îl sechestrează, păi nu. Trebuie și aici să plește. Și ia asta, fraților, slujbă de hotel asta. Spuși de hotel asta. Eu... Dacă nu vine doamna asta, eu chiar mă duc în revoltată și eu ca domnul imediat, că n-am nicio vreme să funcționar public, am și altă treabă de doamne, rezolvat. Stau de un sfert de ceas, ce pentru patru puși de lapte. Ei își bat joc de dumneavoastră, doamne. Nu v-ați dat seama. Care a ieșit, o să trimite pe cine are un pole care vine. Care nu vine aici, Bilas. Și vă dați seama. Am venit special pentru lapte, nu mai stau acea urmă de ceas. Pe dumneavoastră, vă își bat joc. Da, acum nu se poate. Dar la infinit, am și eu vreau să vă rog dumneavoastră. Cu cine mă da, cum doriți? Păi am spus, v-a spus, doamnă, Geane mă numesc. Da. Cu cine mă onoare? Și pur eu, cum ce doriți? Lucrați aici? Da, bineînțeles. Și ce funcție aveți, ca să știu cum mă adresă? Eu m-am gândit, dumneavoastră nu aveți un legisor, eu vă cred. Dumneavoastră, pe ce funcție sunteți? Pe ce? Cine sunteți și cu ce vă Geana Hari Florin. Da, și ce și am trimis niște adrese la dumneavoastră. Și văd că nu-mi răspundeți, nu-mi dați număr de registrare. Deci nu cu mine vorbiți, vă rog. Eu sunt la personal, îmi pare rău. Eu tot deci îmi pare rău, nu cu mine. Nu știu despre ce vorbiți, deci chiar nu știu. Dacă sunteți de la personal, v-am chemat eu. Adresați-vă domnului agent de pază. Nu am zis cuvântul personal. Bine, dar am înțeles că pe mine adică domnul mi-a spus că mă caută cineva. Domnul, să face de rost, atenție. Nu, sau poate spunea cu ceva date personale. Personale. Nu. Poate și a solicitat niște date personale. Vă rog să le iei bănânt jos. Cu dragă, inimă, dacă aveați ceva probleme. Ori personal, ori secretariat. Dacă aveți ceva probleme. Dânsul e profesionist. Are ceva, ne lămuri ceva. Dânsul e profesionist, doamnă. Bine. Auziți? Da. Dar avizierul. Aici accesei clădire. Unde este să citesc eu niște informații publice? Uite, este pe fiecare. Eu cu atâta v-am putut ajuta, am cer scuze. Auziți, că dacă, am foarte dacă se întâmplă ceva, să știți că nu puteți să ieșiți până nu vă dă drumul. Așa da, îmi cer scuze, eu am foarte multă treabă. Nu-și reveni directoarea asta de aici, că dacă e acasă la ea. O zi bună, serviciu, ziua sărbători fericite. Mulțumesc, bafe. Îmi cer scuze. Trimit adrese și nu-mi dau nici număr de registrare. Au zis că au trimis adrese și nu i-au dat nici răspuns, de o lună de zile, nu mi-au dat răspuns. Nu știu la ce face. Atacați în contencios. Domnul, haideți la telefon. Nu pun eu, domnul, să-ți coboare, domnul, ce e lene să coboare. Eu nu pun mâna pe telefonul dumitale, nu-i intru în zona aia administrativă. Nu intru, domnule, ce aveți, fraților, nu vă reveniți. Domnule, nu mă face ca să stau plângere, că n-am treabă cu dumneavoastră. Doamna secretară. A, așa, da. Eu n-am treabă cu dumneavoastră. Să faceți... Ce să mai fac făcut? Să faceți, dacă doriți să vorbiți cu doamna... Pe ce? Să faceți... Domnule, am făcut... Dar nu vreau eu să vorbesc cu directoarea asta care e vătafă. Ce trebuie audiență? Să-i văd din Pragova. I-am venit în Pragova 100 de kilometri, i-am trimis solicitări. Și nici după o lună de zile nu, cum, legea 544, legea 233, din Constituția României, de atât cum. Despre ce vorbim? Și eu stau după directoarea care dă oameni afară prin influență, probabil, nu știu. Există o firmă, Nervolsterx, nu știu cum, o firmă subcontractantă. Adică agenții ăștia de pază sunt angajați de o firmă de pază cu alta din București. Și dacă nu le convine, îi dau afară de aici. Vă dați seama în ce țară trăim, oamenii care sunt, i-a dat afară, pur și simplu pe agentul de pază. Nu care nu mai stau, de un sfert de ceas aștept să vină, nu anunțați pe domnul. Domnul. E să fie sănătoși cu laptele lor cu tăi. Am zis că domnul Bucuman să vă anunț, că vin cu laptele brațe. Vin și meu după patru pumni și nu vor doamnele să coboare, să-și vezi pe ale pe cap. Sunt, ele sunt la odihnă, doamne. Uitați, cred că domnul, dar am vorbit acum și-i coboară. Da. Ia uitați cum țin ei cutiile de lapte în sistem de umezeală. Ca la hotel. Nu are baza mine, coboară și uite să vă sună moleculosul. Atenție, agentul, nu ai treabă cu dumneata, formă să zici iar. Iată.
Da. Tabără pe ușă, mai zis să spargă ușa. Biosecuritate. Eu nu știu. Nu, n-are nimic. Întreabă dacă filmez, corect? Corect? Asta întreabă, că asta e, lor la asta le e frică. Bănuiesc că nu, da. Filmați cu ceva? Da, da, uite, cu telefonul te filmezi, care e problema? Nu aveți voie să filmați. Nu, nicio problemă, cheamă poliția, dacă vrei. Domnule, vă rog să ieși afară. Domnule, chem poliția. Puteți chema poliția. Eu chem poliția, dar vă rog să ieși afară, să le scrieți legea. Nu, de zonă, ce lege? V-am trecut acolo. Nu aveți voie să filmați aici. Domnule, nu aveți voie să filmați aici. Așa să plângere. Vă rog frumos să nu filmați aici. Îți fac plângere de multe de scare, lege. Puteți să-mi faceți plângere. Domnule, vă să nu fiți dat afară cât te dăm firma. Ascultați-mă, vă vine acum, zic un... 112. Sună primul 112, cel mai bine, că nu cred că ai. Nu cred că ai credit. Nu cred că ai credit. 112. Domnule, nu. Dumneavoastră nu aveți dreptul să intrați afară. Unde să ies afară? Dar aici e spațiu public, omule. Deci dacă mă agresez... Spațiu public, da. Vă rog frumos, fără aparat de filmat. Care e legea? Nu trebuie să vă spun. Știu legea, e dată de cine trebuie. Luam Mircea. Vezi să nu fiți dat afară, că te dă afară ăștia. Nu mă da nimeni afară, vă rog frumos. Pune bătii, chiar nu poliția oră, nu mă agresă, că sunt în spațiu public, n-am făcut scandal. Nu mă agresez. Cum adică, dacă n-am voie, ce cu telefonul, care e problema? Unde scrie? Ia arată-mi de zonă, intre aici. Sună la poliția, măi, că stau aici, e o problemă, nu plec cerți. Te faci bărăză. Stați telefonul. Nu vreau. Stați telefonul. Nu vreau cum să-l băg. De ce deci nu ai venit acum să faci scandal aici. Ce vreau să veniți la DSP. Avem o problemă aici. Ce amândoi să veniți. Ce faci? Nu filmați, nu aveți voie să filmați. Păi când domnul poliția să vedem ce să spună. Înțeles? Omule, vezi că dacă îți fac plângere, iară, nu unde să fie niște lucruri, dați-mi bani. Nu v-am nicio treabă. V-am legitimat, v-am trecut. Cum v-am greșit să numește? Care e legea? Că n-am voie să filmați. Domnule, nu aveți voie să filmați. Care e legea? Zi legea. Deci ce filmați dumneavoastră aici? Care e legea? Vă rog să băgați telefonul. Pentru că, uite, acum faci un abuz. Atenție. Ce abuz? Eu o să vezi. Păi, dați drumul la ușă, la oameni? Da, așa trebuie să-i dau. Și vorbești, nu, la instituție publică, cum aici e zonă... Dacă așa ai făcut sistemul la ușă... Nu, e ilegal sistemul ăsta. Cum se vede? Că nu vrei să-i rușine. Faptul realizații de la contact. Deci nu vrei să-i rușine, nu e rușine. Omule, nu înțelegi că am voie să intru pe telefonul? Nu mă cer cu dumneavoastră. Păi ce mă cer cu dumneavoastră? Mă legitim. Eu am chemat. Și pe cine ai chemat? Am sunat la secretariat, o zis să vă faceți programare. Ce programare să fac? La doamna director, când aveți? Vreau numărul de înregistrare, n-ai înțeles? Pe ce? Am explicat la doamna. I-am spus că îi trebuie numărul de înregistrare. Păi și? La doamna. O zis că să veniți la... O zis că nu, dacă nu aveți numărul de înregistrare și asta nu aveți un document. Aveți aici n-ai document? N-ai înțeles, omule, că le-am trimis prin e-mail. Am înțeles, perfect. N-ai înțeles din că ești un profesor, nici o să stau plângere să-mi spui firma asta, să-mi spună care e legea, atenție, care interzice filmatul aici. Domnule, nu pot acolo, lăsați să treceți aici. Dar n-am trecut, domnule, m-ai văzut. Bun. Unu, ești mincinos, ce se întâmplă? Te întreb, ești mincinos. Nu, eu n-am ce să... Deci, care e legea care mi interzice? O să țin telefonul așa, da? Care e legea? Vă rog să ieși afară, înțeles? Eu vă rog să ieși afară. Păi dacă m-ai agresat, îți dai seama că o să... Vă rog să ieși afară, ok. Aștept... Vă rog să ieși afară. Pentru ce? Vă rog să ieși afară. De ce mă dai afară? Ați venit pe scandal aici. Nu, de ce mă dai afară? Pentru că nu aveți ce rezolva aici. Am sunat la cine trebuie. Numărul de înregistrare. Numărul de înregistrare vreau. De la petiție. Domnule, ați vorbit cu cineva aici, v-a lămurit. Eu n-am ce să vă dau exemplu mai mult. Mi-ai cerut de la personal, omule. Ce? Dumneavoastră mi-a zis că de la personal. Domnule, ești filmat, o să vă spus. Domnule, nu mă... Poftiți. Hai să plătesc. O instituție publică unde oamenii cerșesc să-i dea un agent de pază, vă dați seama, un agent de pază care încurcă butoanele. Cetățeanul nu poate să intre într-o instituție publică decât printr-un buton. Și când intri înăuntru, uite, nici ei nu poate să intre. Îți dai seama, t-a dezinfectat, fii atent că t-a dezinfectat. Băi, uite, băieți, pregătiți. Omul i-a spus din prima lui agentul de pază, ce dracu, mă, te-l... Auzi? I-ai zis sau nu i-ai zis? Pare de tot. Salut. Sunt agenți de pază, da? Jos pălăria când ești pregătit.
păi ce să-i mai zici unui agent de pază când e pregătit? Bă, dar ăsta parcă a fost, a cam lipsit, a fost corigent, nu știu, nu prea i-a plăcut lui. Tin să cred, nu știu, o să-l întreb să vedem dacă și-a luat atestatul pe piele. Adică o fi făcut exact cum au făcut ăștia când și-a luat atestatul la ca la Pitești, să luau permise. Sau sunt mulți cetățeni care nu știe să... Doctore, iar te-ai întors. Vezi, uite, fii atent, ai făcut o facultate, să te chinui cu... să trăiești, ne auzim. Să se chinuie omul și atenție, este un om foarte pregătit. Au ajuns medicii, da, să se umilească medici. Vă dați seama, să se umilească în fața unei domnișoară, ce program aveți dumneavoastră? Păi de la 9 la 10 sau la 11 la 12, nu întreabă nimeni nimic, că dacă o întreabă și de afară, vă dați seama ce tupeu are femeia asta în Zalău. Adică, băi, Iuliu Maniu, uitați-l, Iuliu Maniu este acolo, da? Și la câțiva kilometri, dragii mei, să vizitați Casa Memorială Iuliu Maniu. Aici avem un primar care, uite, a început să facă, da? Băi, nu știu, parcă partidele astea, a fost și la primărie, partidele astea parcă s-au zăpăcit la cap. Nu mai știu, a început să ne înrobească, să ne vândă, mai opă noi să ne vândă, că deja suntem spre vânzare. Deci, a sunat agentul de pază, da? Să mintă, iar ăsta, Mariusică, Florinică. Pe bine mă, voi confundați 544 cu 233. Bine mă, toate inspectoratele din România au spus dacă această... Deci au dat informații pe HG 300/2012 dacă clădirile, instituțiile statului au dosar de valoare de risc. Și tu ce faci, mă? Bă, ăștia doi care au semnat. Voi ce faceți, mă? Pur și simplu, da? Pur și simplu, apărați instituția. Bine, ați invocat acolo că nu e de informație de interes public. A, nu-i nimic. Hai că o să vedeți voi cum vine și cum vine și pe unde vine, da? Ce? Și tot ați răspuns. E la Pro TV, că e bai. E bai? Ia uite, ia fii atent. Fii atent, eu aici filmez o vătafă, e o directoare tare de tot. Asta a spus că dacă pleacă de aici voi muriți. Ia uite cum stă oamenii la coadă să intre în... o instituție publică. au ajuns oamenii să se plângă unde? La cine să te mai plângi? Păi nici la Dumnezeu nu mai poți să... Adică, nu, la Dumnezeu nu ai cum, pentru că am făcut probă. La Dumnezeu, dacă nu ai bani, miroși a prost. Adică nu-ți dă voie să intri la el sub nicio formă. Nu-ți dă voie, omule, de ce nu înțelegi? Nu-ți dă voie să intri. Adică am făcut proba cu 3 lei la Alba Iulia, unde s-a încoronat. Am făcut proba cu 0,5, adică 50 de bani. Nici pentru 50 de bani, a zis că e supunere la ea, că nu poate, că are pe gestiune. Băi, bugetarul, călugărit sau ce erai tu acolo, supunere? Măcar că dădeai de la tine, dă-mi buzunarul tău, zici, băi, stai un pic, tu vrei să mergi la Dumnezeu. Uite, fac și o faptă bună. Na, nesimțiților ce sunteți, căpușele astea, ce sunteți voi, plătiți din banii publici, o să vedeți voi că nu o să mai fiți. De la anul se pune problema ca bisericile să nu mai primească bani de la stat. Dar probabil dacă ne întrezi, vă dați seama, popor român, popor ingrat, dacă noi nu ne convine ceva și nu putem obține, atunci să cerem ce se poate obține, da? Cam așa ceva. Uite mă că stă polițistul acolo. De ce face? Toarnă filme cu el, ce face? Vă dați seama, resursele. Adică, dacă oamenii... E mai important ăștia agenții de pază decât să ne uau. El nu-i sancționat pentru apel nejustificat. Adică bagă chestia asta. De ce el m-a anunțat? Nu a săvârșit nimic. N-am găsit nimic. Minte el acolo să zică că a avut marturi sau cine știe ce trebuie să minte, pentru că asta e la noi în România. Minciune. Ați văzut, doamnă, dacă nu vă dă drumul ăsta, gardianul, nu puteți să ieșiți. Nu, așa este. Stai, de ce? Dar nu instituție publică, doamnă. Instituție publică. Și dacă o persoană cu handicap vine sau dacă luați foc, lucrați aici, sigur. Altfel de ce i-a părăs? Păi, domnule, dar dacă se ia foc și nu mai funcționează ușile astea, cum ieșiți afară, doamnă? A? Ați văzut? Păi nu-i corect. Deci nu-i corect. De ce încercați să-i apărați? Vă spun eu, aveți bine cu directoarea? Cu vătafa care vine la nouă, pleacă când vrea? Păi atunci, dacă nu înțelegeți, dacă ia foc, să întrerupe curentul, cum mai ieșiți? Deci noi ne merităm soarta. Probabil că dacă mai avea puțin, doamnă, mai stăteam un pic, să și certa cu mine, să vadă vătafa. Ia, ai văzut ce am făcut? Ia uitați, fiți atenți. Cadre, oameni cu școală, cu facultăți, stau la ușă să-i dea drumul agentul de pază. Vă dați seama? Uși de lift, parcă zici că intră la hotelul, bă, cum o cheamă pe asta, pe direct, asta, șef asta, vătafă, ce este aici, da? Asta e instituția ei, deci nu spune nimic, nimic.
Laptele, fraților, veniți și vă luați laptele, că dacă nu se expiră. Vedeți că în februarie se expiră. Cine mi-a spus? Păi mi-au spus cei care lucrează prin înăuntru. A, păi stai să vă spun eu câte chestii. Deci, o parte dintre angajați, eu nu o să dau nume, da? Mă informează, înțelegi? Ia vezi tu vătafo, da? Pe cine ai tu necas? Deci fii atent, eu primesc informații de aici, de în instituție, da? Informații, multe, 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 nici nu-ți dai tu seama câte știu, da? Pentru că de-aia am și venit. Foarte multe informații de la colegii tăi. S-au săturat, deci atenție, s-au săturat de măsurile care le iei tu. Hai să așteptăm să viază polițistul, că nu mai este polițistul de acolo. Și jandarmul. Important? Îl operează. Ce-i face, mă, la... Ce-i face lui ăsta? Nu te mă mâncați ăsta, frate. Ia. Fiți atenți. Fiți atenți. Funcționează pe stația Tetra. Vă dați seama? Deci pe stația Tetra, da? Omul... Deci, jandarmul și polițistul pe stația Tetra, până și geamul a pus aici să nu cumva să se expire laptele, să crească laptele ăla. Deci, vă dați seama, el trebuia de la început, deci au și stație, da, Tetra. Sunt o parte dintre polițiști care s-au puturoșit. De ce? Vă spun eu. Se numesc combinația asta de semnal, se numește combinație de TMF pe stație Tetra. Stația Tetra... O stație destul de demodată. Am cerut și cerem în continuare să le dea un echipament bun la polițiști, pentru că până să verifică chestia asta, polițistul și-o ia și în goarnă, și în negoarnă, și bătut, și cu banii luați, și mai râd și de ei. Când le dați pistoalele astea electronice, da? Să vă gândiți dacă oamenii ăștia or să aibă curajul să le folosească. Pentru că folosindu-le, s-ar putea unul să moară de inimă. Poate nu moare, că e curentul ăla, miliamperajul ăla, milivolții aia care are, dar nu, are tensiune înaltă, fit. Ia uite, el minte acolo, dar probabil că o să mintă, Jean ăsta, gardian, sau ce, s-a făcut și el. Ăsta o să devină, ca la Timișoara, o să devină din gardian, nu, din agent de pază, polițist local. Băi, fraților, constați polițistul, deci la vas lui, o domnișoară de o duduie, s-a îmbrăcat cu cămașa și cu chipiul polițistului și a făcut pentru... Iată-te la el. Ia. I-a făcut pentru purtarea hainei. Cum, uite ce lapsus am. Iată-l pe păznic. Scrie în codul de procedură penală când folosești hainele, simbolurile statului, uzurpare de calitate, când și-a dat, pe urmă, purtarea... Dacă căutați în codul de procedură penală de uzurpare de calitate, vă lămurește, da? Ei, poliția din Timișoara, poliția locală, goat. Vă dați seama, poliția din Timișoara, goat. Uite, ce, câte scrie, ia declarații lui, deci pierde timpul să ia declarația agentului de pază. Mai avea mie să-mi spună, că haideți să depuneți plângere la IPJ. Nu, eu depun direct. Deci, echipajul de poliție, dacă avea un pentru, deci vă dați seama, dragi cetățeni, dacă stați să veniți, să sunați prin 112 și nu vin la 112, vedeți că un echipaj e mai important aici, la DSP, să-l întrebe pe tovarășul, omul care minte. Omul care minte, vă dați seama, omul care minte. Că a țipat, că... Deci, vorbiți în șoaptă cu ei, să vedeți. Păi, vorbesc în șoaptă cu tine, mă. Ce o să faci, mă? Băi, mincinosule, băi, Florine, mă, băi, Marise, mă, ce faceți, mă, de ce nu spuneți, mă, bă, are, mă, dosar sau nu are dosar de evaluare? Uite, mă, camerele, cerem camerele, că voi trebuie, aveți camere aici apusă. Ce vă faceți de râs? Bă, vă faceți de râs, ce faceți, mă, ce inspectorat sunteți, mă? Măi, n-aia ministrul de interne. Ce faci, mă, omule, n-ai fost în stare și când te-ai dus să intrăm noi în Schengen? Dragii mei, Schengen este un cătun, un sat, o comună, un oraș, care sunt intersectate acolo cu Franța, cu Germania, Austria, Italia, China, Japonia și-au bătut jos de noi. Păi cu cine să intrăm noi în Schengen? Iată, oamenii care stau, adică scrie după Tetra, 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 e mai important ăsta. Adică, șef, păi n-are tonfă. Aia, uite, domnul, oare în birou? A băgat acolo. Păi n-are spray. Îți dai seama că îmi spune, vine unul să-l atace, unul și zice, stai, de ce? Mă duc în birou să-mi iau tonfa. Băi, omule, trebuie să-l amendești, ce tot mă aberați, le punem, prezentăm cetățenilor. Poliția Română, am spus și o repet, este un brand, despre ce vorbim? Este un brand, nu-l poți să-l cumperi.
E oameni profesioniști. 95% am găsit profesioniști. Bă, 5% parcă nu știu. Nu știu, de tinerel și asta tot. Mi-a plăcut barba lui. E îngrijită barba lui. Sunt curați polițiști. Nu, bine, nu-i ca unul care l-am găsit, dar fuma el în mașina, în auto specială. N-avea el treabă, mă. A venit cu o buticică așa mai mare și cu curelușă. Uite, cât timp să... Hai, mă, tu trebuie să te aștept, polițistule, să te... Băi, ce-ați făcut, mă? L-ați interogat? Mai aveați puțin să-i dați reținere pentru ce... Nu, ei fac acum un CFL-ul. Atenție, ei fac CFL-ul. Sau declarație de dragoste, sau ce, nu știu, prea mult. Deci tot timpul stau cu mâna la telefon. Ei aici stau cu mâna la telefon. Vă dați seama, polițistul mi-a dus la cunoștință că n-am să fac și nimic, n-a constatat nimic, nu nimic. Ce se întâmplă? Dragii mei, ei poate să săvârșească un abuz, poate să-l încadreze că, na, procuror sau asta, să dea sancțiune pentru ce zic ei, tulburare, niște public, dar n-a constatat polițistul, da? El minte, el îl crede pe agentul de pază. N-are nicio treabă, da? Dar poate nu-l crede, poate își face datoria. Da? Ia uite cât stă, vă dați seama? Hai că mai e o cameră. Instituție publică unde cetățenii nu au acces. Într-o instituție publică, chiar dacă apasă pe butoane, e la mâna unui om calificat, doctor, medic, cu facultăți, a ajuns să-și bată joc un agent de pază. Care el, uite, o să intre doamna acum să se descontamineze sau să se contamineze cu... Uite, stai acolo, altă ușă, să închide aia, să dai cu curență de aer. Vă dați seama, laptele ăsta, da? Iată, uite cum își bat ei joc de oameni, da? De cetățeni unde o ușă, dacă ia foc clădirea asta, oamenii ăștia n-au cum să ardem ca precum șobolan. Uite, bătaia de joc a cetățeanului român într-o instituție publică unde trebuie să ai acces liber într-o instituție. Suntem la hotelul DSP al lui Bătafa de la... DSP. Asta a spus că dacă a mai fost ea directoare, dacă pleacă ea, medic specialist, vă dați seama, în virusologie, dacă pleacă ea, să închide Zalăul, vă dați seama, și terorizează pe medici, pe îngeri, eu așa-i văd. Deci, sunteți medic, doamnă? Uite, un exemplu de înger aici cu facultate stă la mâna unui agent priceput de... care, și poliția, vă dați seama, poliția de două ore poate să stea aici. Uite, uitați-vă cum își bat ei joc de oameni care vin, muncesc, după ce muncesc, salvează vieți, vin aici să-și bată joc vătafa asta de la DSP, care nu, da, să nu vă, le este frică la oameni să intre, să nu-i lovească ușile alea. Vă dați seama? Vă dați seama, intri cu frică. Da. Deci mai am stare să pună niște bănci aici. Ei, ăsta e DSP-ul, Ministerul Sănătății. Ce faceți Ministerul Sănătății? Că v-am trimis toate imaginile, v-am trimis toată documentația. Ce faceți primăria? Primare, trage-i la răspundere, pentru că nu mai vorbim de ce nereguli sunt aici. Prefectul de aici, din județ, prefectule, ți se pare normal? Adică acești oameni care sunt... Bine că au pus drapelul, că s-au uitat. Vedeți când îi tragem de urechi, e imediat... Uitați, căldura acum, deci căldura se risipă. Deci au pus ușile să-și bate joc. A preferat să lasă ușa deschisă ca să nu-și mai bate joc de cetățean. Dar căldura făcută în această instituție, în zonă administrativă sau neadministrativă, pur și simplu este deschisă. Ia fiți atenți reacția. Ia să întreb polițistul dacă vreau să-l aștept. Mai aștept. Mai stați că vreau să și vorbesc cu dumneavoastră. Vă dați seama, căldura de la această instituție, un agent de pază, o directoare, păi fraților, femeia asta, pe cine are? E piloasă, pe cine are directoarea asta, deci bate joc de... Vedeți și căldura să pierde. Păi dacă... Da, vreau să-mi mai aduceți încă o dată la cunoștință. Sunt pasibil din intervenția dumneavoastră de o sancțiune pe legea 61. Pă, ce vreți dumneavoastră? Nu sunt, da. O să faceți un CFL? Adică ați făcut vreun CFL aici? Adică ați făcut vreo cercetare la fața locului și a rezultat că eu am încălcat legea ceva? Nu, noi am venit, am vorbit cu dânsul cel ăsta, când am venit la fața locului, dumneavoastră nu erați. Dar de ce a stat atâta timp? Două echipaje. Unde am stat? Aici.
Adică de i-ați luat declarația lui? Nu, acum i-a făcut sancțiune pentru că nu a avut bastonul și... Dar aveați posibilitatea să-i o dați în conformitate cu OG2 să vă duceți să vă faceți alte treabă, da, sancțiunea puteți să-i o dați. Fac acum pe loc, i-am dat sancțiunea și m-a plecat, am încheiat. Domnule, da? Poliția Română, fiți profesioniști, păi pentru că ăștia, asta nu i-a zis dumneavoastră, stați un pic, dumneavoastră i-a spus să tragă perdeaua la geam? Nu. De ce a tras? Nu, ați văzut? Adică, dar dacă eu, de exemplu, uite, eu vreau, domnul meu, uitați, eu vă aduc la cunoștință, uitați, vreau să intru în instituție, uitați, cum intru, eu vreau să intru în instituție. Domnule, vreau, haideți să-l întrebați, domnilor, apărați-mi drepturile, o instituție publică. Ce să fac acum să vă fac? Nu, dar întrebați-l pe agent de bază, de ce nu deschide ușa? La agent de bază, dacă dumneavoastră doriți să intrați, să vă dea drumul. Fii, uitați, uite, eu doresc să intru, uitați, cum i-a spus, ia uitați-l. Domnilor, haideți să luați măsuri, eu nu pot să intru în instituția publică, eu nu mi-am rezolvat problema. Eu am făcut sute de kilometri. Domnilor, i-am făcut sute de kilometri. Uite, sute de kilometri am făcut. Am venit. Iată. De la 8 la 16. Iată, nu putem să intrăm. Iată, uite, dragii mei, uitați, oamenii ăștia cum își bat joc DSP-ul ăsta. Deci eu nu mi-am luat, atenție, eu am venit sute de kilometri pe banii mei. Pe mine nu mă plătește nimeni, uitați. Uite, că și eu stau la dumneavoastră la poartă, nu stau și eu. Domnule, este o îngrădire a cetățeanului, dreptul fundamental, pătrând într-o instituție publică, într-o zonă neadministrativă. Domnule, stăm la mână. Ce e problema cu sistemul ăsta, că nici eu nu înțeleg sistemul. Nu, ăsta este de hotel. Asta dacă, de exemplu, dacă pică curentul... Nu de mine sistemul. Domnule, cum de domnule, doctorii erau aici pe... Uitați, ce facem? Dumneavoastră, intrați. Nu. Păi și cum? Adică, deci blocarea unei căi de acces nu se pedepsește? Domnule, nu se pedepsește? Asta vă întreb. Domnule, cum adică ne lasă un agent de bază? Domnule, asta a învățat el în lege 333? Păi știu că nu, e normal, trebuie să intri fără nicio îngrădire. Și asta nici nimeni nu se pare normal. Uite, sunt la fel. Uite, de ce nu îl trageți la răspundere? Puneți-l întrebare, deci nu... A, nu, s-a deschis că a ieșit acum afară. Nu s-a... Haideți după dumneavoastră, să nu... Hai. Ce se întâmplă? Să-l deschideți pe domnul de fiecare dată când vrea să intre. A fost la toaletă. Okay. Nu, stați un pic. Dumnealui a spus că a fost la toaletă, da? Deci cât se duce la toaletă, da? Bă, dacă își face treaba mare, cetățenii sunt obligați să stea afară. Asta a spus dânsul. Ideea că trebuie să lăsați pe cineva dacă plecați. Nu e ok. Domnule, dumneata ai... Nu. Agenții de poliție și doctori au stat la ușă. Iar rămiți... Ce se face? Domnule, ce rugăminte am la dumneavoastră? Vă solicităm o despres casă. Du-te, domnule, dar aici că ești neprofesionist și să fac plângere penală, stai liniștit, niciun problem. O să vezi. Deci, într-o instituție publică, îngrădirea de acces într-o instituție publică, m-am legitimat acolo, nu se poate intra. Asta nu se poate lăsa așa să fie accesul. Nu, dar ia uitați-vă, e căldură aici, dacă o lasă așa... Sub... Influență, așa spune agentul de pază, că i-a spus această directoare vătafă care stă pe acolo, pe birou, vin la 9, pleacă la 2, ea nu mai este acum, uitați, mașina nu este pe aici, da? Inclusiv șoferul mi-a trimis mesaje prin altcineva, da? Că dacă mai mă prinde pe aici, și că mă cotonogește, să mor tu, mă, ăsta, măi, ce dracu ești tu aici angajat, că, ce salariu ai tu aici, că mă ameninți tu pe mine, adică a spus că vii tu la mine la Ciorani. Băi, băiatule, mă, cu 0, îți dau și numărul de telefon 0749220090. Dragii mei, faceți-le reclamații, nu vă lăsați intimidați când spun pândarii, paznicii, agenții de pază, ce-ți ăștia care spun să nu mai bateți cetățenii jandarmii, pentru că sunteți militari și ați jurat credință poporului român. Tinerul ce să facă, nu el a jurat poporului român. El dacă primește ordine să tragă în poporul român, nu știu, cine a tras în noi în armată atunci când a fost cu Revoluția? A tras armata sau nu a tras armata? Nu știu, au murit cetățeni. Deci vă dați seama, două echipaje de poliție au venit și, nu știu, mi-a adus la cunoștință, ei n-au constatat nimic, da? Toată zona aceasta, da? Uitați, sunt parcate neregulamentar. Dacă cei de la rutieră, da, nu m-am legat de asta, pentru că ei au vândut străzile. Atenție, ei au vândut străzile.
Dar mă leg de vătafa asta, pentru că ia legea 448, legea 544, legea 233, HG585, legea 333. Auzi? Și păi da, dar are polițist, vă dați seama? Polițist, domnule, polițist, tânăr. Și da, dar are Tom Fowar, are în birou. Măi, tovarășul polițist, fă-te de râs, fă-te de râs, da? Vezi că agentul de pază, în consemn și în obligațiile lui, de, prin legea 333, prin cursul ăla, da? Și cred că 40 și ceva articolul lor acolo, spune că trebuie să aibă, prin certificatul ăla de calificare, trebuie să aibă, da? Să aibă tonfă, să aibă spray. Omul ăsta cărat de nu știu câte ori a trebuit să stea la mâna agentului de pază, vă dați seama, agentul de pază trebuie să stea la mâna lui să îi deschidă ușa. Adică consumă curent, dragii mei, vă dați seama, instituția asta publică, noi facem economie și ea consumă curent. Sunt niște motoare, servomotoare destul de puternice, cu amperaj mare, pentru că știu despre ce este vorba, astea sunt uși de hotel. Vă dați seama, oamenii aceștia pierd timpul, uite, jandarmul, nu, trebuie să dea apeși pe buton, trebuie să-ți dea, să-ți dea agentul de pază drumul. Adică, domnul jandarm, ești la mâna agentului de pază, să-i dea drumul agentul de pază, vă dați seama. Și mașina poliției stă de atâta timp, două echipaje de poliție, intervenție, resurse, câți bani să cheltuie, că a sunat un agent de pază și minte el că sunt eu recalcitrant. Păi bine, mă, eu vorbesc cu tine, cum vrei să vorbesc? Deci vorbești în șoaptă cu el, da? Și el spune că, dar el nu știa cuvântul recalcitrant, a zis polițistul, că țipa la mine, și, băi, mincinosul, ești un mincinos. Adică ar trebui să fi dat afară firma respectivă, Nercos Trunk, sau ce sunteți voi, că l-ați dat pe agentul ăla de pază. Ăla era cel mai pregătit, atenție, pe cine era cel mai pregătit? Atenție, vedeți că i-ați făcut un contract, am văzut contractul cu numărul de 600 și i-ați făcut pe două luni de zile. De ce? Că l-ați dat aici, el trebuia să fie înrobit. Da, șefa, mă, ordin, mă, îți dai seama, șefa DSP, domnișoara, măi, fată, domnișoara, când ai fi și la 100 de ani, domnișoara, să zici, eu sunt domnișoara, da? Adică și la mine când mai mă înjură câte unul, du-te bă și fă-ți o familie, un copil, o casă, un capru, asta tot, eu m-am încadrat la toate astea. Vezi că tu, mamă, dătătoare de viață și toate astea, da, ai posibilitatea să faci, nu să mă critici tu pe mine, păi eu te critic pentru că ești din banul public. A, uite aici, vătaful, fii atent, uite, vătaful care n-a avut centură de împământarele alea, uite, uite, n-a avut. Ai văzut? Dacă spuneai centura, știi, te strângea centura. Nu, a venit alt șofer. E tot așa. Ei sunt, ei sunt angajați DSP cu salarii multe. Dar ce ești? Uite, dacă nu-i salarii, cum intri? Privat. Și cum intri privat? Intri aici. Cum intri? El e privat, tată. El e privat. El e privat și intră. El e privat și intră aici la DSP. Vă dați seama, el e privat. Ia să vedem ce are hârtie aia acolo, să vedem ce cu hârtie aia, ce e hârtie aia acolo, ia. Are, mint oamenii ăștia cu nerușinare, mince, uite, are și cruce acolo, și-a pus cruce, da? El e privat, domnule, el e acasă acum, el se duce acasă, vă dați seama, el e privat. Deci că persoanele cu handicap, vă dați seama ce mint oamenii ăștia, da? Intră pe aici, cum intră, cum apasă pe butonul omul ăla? Cum intră în partea asta alta, în clădire? Băi, nu vă este rușine să mințiți în halul ăsta, adică persoanele cu handicap care nu au niciun drept, voi le călcați pur și simplu, vă călcați tot dreptul. Iată, l-a venit privatul, omul privat, bugetarule, ești bugetar probabil, ia uite-l, să nu-ți dea cu ușa în cap, că e stare să te omoare oamenii ăștia. Da. E privat, aici locuiește, aici, dacă el aici locuiește, ia să-l așteptăm pe poliție să vedem. O instituție publică militarizată cu cartelă cu astea, nici măcar în zona neadministrativă n-au cetățenii acces. Deci, polițistule, țin să te anunț că există o lege, da? Nu vreau să ți-o spun, nu vreau să o înveți, bă, de la mine, da? Unde instituțiile statului obligă, da? Obligă pe cel care administrează clădirea prin ori regulament și toate astea. Nu mai spuneți voi aberații când spuneți că, domnule, regulament intern, intern pentru voi, măi, dobitocilor ăștia care spuneți voi. Intern e al vostru, mă, pentru salariații care luați bani și vă bate joc de cetățeni. Voi inclusiv, atenție, medici, doctori, da? Îi țin la ușă, vă dați seama, o ușă de lift. Dacă se întâmplă de ia focul, isule, dacă ia foc aici, dacă ia vreodată foc și moare vreunul aici,
Eu am anunțat și poliția, am anunțat toate autoritățile, da? Pică, n-are backup, tot backup-ul vostru, dacă e un foc, s-a dus dracu motoarele astea. Ușa, atenție, foarte greu o desfaci. Este o ușă de lift, de hotel. Vă dați seama? Uite, cât stă pentru nimic. Îți dai seama, important ăsta. Îi spune și, na, păi nu, na, nu, domnule, deci nu voia să-l... Uite, cât bate de TMF-ul, așa se numesc astea. Adică fiecare buton are 2-3 litere, cifre, combinații și toate astea, tonuri, da? Nu puls, adică este trecut în ton și în puls, da? Puls era cu alea cu pentaconta, rotare, centrale din astea mai vechi, foarte bune au fost, da? Astea ne-au făcut mai. Acum le-a dat de TMF-ul. E, o să dispară și cât de curând stățiuțele astea, da? Pentru că încă noi momentan suntem gunoiul europei. România? Nu cred. Adică o țară bogată, cu un popor cât de cât, adică avem civilizații noi și toate astea, un popor creștin, vă dați seama, ne-a vândut. Ne-a vândut nenorociții. Firața e dragul să fiți de nenorociți, ne-ați vândut de derbedei, de javre, de jigodii, da? Acum o să ne vindeți, mă, ca pe capre, ca pe oi, ca pe vaci. Asta o să faceți, da? Și puneți într-o situație proastă, da? Instituția ale statului care... Păi fără poliție, fără jandar, fără instituțiile astea de apărare, da? Soporile, da? Cred că ne-am împușcat dracul. Bă, bare să nu dați dracul, să dați pe muniție și armament, că primul lucru când face românul, mitraliază pe lui, cetățean. La război? A, păi dacă vine război, e jale. Păi noi pătim de pace, ne-am mitraliat între noi prin 89 atunci. Armata e cu noi. Adică după ce ne-am ucis între noi cu mitraliere militare și cu tancuri, armata e cu noi. Bravo, bravo, bravo. Hai să-l așteptăm pe polițist afară că scrie, nu știu ce face. Și atenție, vedeți că el, polițistul, mi-a scris, a spus că este carnețelul lui personal. Da? Este a doua oară când poliția de aici n-are carnețel. Ei sunt sărăcuți și a cumpărat el. El răspunde pentru datele alea, da? Vreau să văd unde este hârtia aia care, cu datele mele personale. De GDPR-ul, da? Hai măi, frate, ce dracu aveți cu GDPR-ul ăsta? Ne-am prostit, ce dracu avem? Uite că stau ei la DSP. Deci, vă dați seama, riscul epidemiologic, în spitale. Vă duceți să vedeți că morgile, da? Morgile și sălile de la spitale nu sunt dotate ca firmele funerare, prestări servicii funerare. Am cunoscut oameni care au săli de îmbălsămare, farmacie de 10 ori mai tare decât un spital județean, dragii mei. Ei încă folosesc formol, vă dați seama. Spitalele folosesc de îmbălsămare formol. Păi stau eu de vorbă cu băieții care îmbălsămează, da? Nu există o morgă să noi fi fost sau IML-uri să noi fi fost prin ele, da? Ei nu au dotare. Ce cer, uite, domnișorica asta, directoare. Auzi, domnișorică. Bă, domnișorică. Domnișorică. Dragii mei, 0749-220-890. Repet, nu mai îndați SMS-uri că nu ajung. Nu mai îndați, uite. Vă dați seama, el a început să tragă perdeaua pentru că este pe intră nou între mă, frate, bă, dacă e vorba de așa. Ia. Uite, nu dă drumul. Deci nu dă drumul într-o instituție publică. Uite, vreau să vorbesc cu polițistul să vedem. Uite, nu dă drumul. Dă-mă, omule, drumul. Deci vă dați seama, instituția publică a tras perdeaua, da? A tras perdeaua. Ori a cerut polițistul, ori a tras el. Dar uitați cum se comportă, da? Bugetare. Bugetarul a tras, da? Uite, cum se comportă el? Printr-un geam de... Uite, altul. Auziți? Am o rugăminte. Da. N-aveți rampa pornită. Să nu vă puneți centura. Să nu cumva să vă accidentați. Aolea. Păi normal, era pe telefon. N-are nicio treabă. Vă dați seama resursele câte sunt. Vă dați seama, ei vânează cumva cetățeanul. Nu trebuie să facem cu ei, pămâniți, dai seama că camera aia, că nu aveți dosar. Maria, ar trebui să mergem pe rețete verzi. La contabilitate. Se poartă și mascăoare în rețete? Nu se mai poartă. Lucrați în sistem? Da. La noi putem. Farc Ovidiu. La cabinete putem și la spital. Vă dați seama. Dumneavoastră sunteți medic, da? Da. Medic.
cum vă tratează paznicul. Cum vă tratează paznicul. Așa trebuie, da? Da. Da. 477, 995. Înțelegem. Deci, la contabilitate? Da, da. Să roagă de la agentul, de fază să-i dea drumul, doctor. Domnule doctor, domnule, aici este zonă neadministrativă. Da, semnează? Ce să semneze? Uite, agenda noastră, da. Domnul are ceva treabă pe sus, am înțeles cum se poate rezolva. Nu, nu vrea să părăsească e domnul care a filmat și data trecută. A sunat intervenție, da? Da, să vă rog să aici, domnule, ascultați-mi, este zona administrativă sau neadministrativă aici? Dumneavoastră, cu ce scop ați venit? La secretariat am trimis petiții, nu mi s-au dat numărele de registrare, nu mi s-au trimis răspunsuri. Și vreau să discut cu personalul de la registratură. Nu i-am făcut scandal, nu i-am intrat în zona administrativă, aici este o zonă neadministrativă. Dar nu aveți voie să filmați, vă zic. Din legea, invocă-mi eu. Nu aveți voie să filmați. Domnule, cheamă poliția, din clipa că m-ați agresat. I-am chemat pe colegi, acum să sun să vină și poliția. Deci dumneavoastră, dacă m-ați agresat... Sună la dispecerat, nu mai sună pe intervenție, să ai dovadă, băiatule, învață-te și tu. Sună pe dispecerat și vorbești cu dispecerul. Eu am zis că te cunosc. Exact, da. Nu sunt profesionist, deci n-am pătruns în zona administrativă. Sună la dispecerat și am... solicită să fie poliția. M-am legitimat, ea m-a înregistrat. Cu zice, eu vagă, nu m-a legitimat. Domnule, dumneavoastră am aberație, o să-ți fac plângere și o să cădea afară. Și da, puteți face plângere unde vreți. Colegul dumneavoastră l-a dat abuziv afară. Domnule, când intrați aici, ușa asta este ilegală. Domnule, atenție, ilegală. Unde intră persoane cu handicap? Aici e problema. Păi ați încerut? Nu, eu spun că vreau la registratură, el cheamă de la personal. Dumneavoastră zic la personal. O să vezi pe imagini. Eu pot să-i văd că de-aia filmez că dumneata mințea. Personal. În fine. Deci, domnii mei, ați fost dați pe apel de urgență, da? Recișan de la DSP. Adică ați venit pentru intervenție, da? Da, vă rog să chemați... Dacă vine poliția, să vedem să o să fie sancționat cu legea 34, apel nejustificat. Fiți profesioniști, nu am nimic cu filmat. Păi au venit echipa de intervenție. Echipa de... Dom'le, fiți profesioniști. Eu n-am pătruș. Bine, nimeni nu vine să vorbească cu dumneavoastră. Mi-a venit de la personal, atenție. Ce trebuie mai cu personal? Dom'le, l-a dat afară pe omul, afară agentul ăla, dar am făcut solicitări. De ce l-a dat afară abuziv? Ați văzut filmările, știți despre ce e vorba, da? No. Aici, spuneți-mi și mie, unde este filmarea interzisă? Să văd dacă este un HG585. E unde sunt trei steluțe. Unde sunt trei steluțe? Așa, din câte știu eu trei steluțe. Domnule, te rog frumos, nu spune prostii aberații. Că te faci de râs. Atenție, firma asta, o să vedeți că e dată deja pe mâna poliției. Firma asta care nu este angajatoarea dumneavoastră, dar e alții de la București angajat pe firma asta, ca pe firma asta să vă angajeze pe dumneavoastră. Deci, atenție, omul ăsta apasă pe buton să intre cetățeni aici, când trebuie să fie ușă liberă, aici instituție publică. Și-am cerut, uitați, personal, nu știm cine este. Eu stau aici, nu nicio problemă, să vedem, vine poliția, m-am legitimat omului. Ți se pare pățit? Ce-am făcut? M-ai găsit pașnic? Păi vezi. Anul v-a scos sau? El minte, nu vedeți că minte. Uite, suntem aceștia. Toți el minte, tu fac scandal, tu mai ai zis ceva. E camera de acolo și că nu le funcționează. Comandatul poliției. Da, aici, ce dacă sunt acei oameni că fără de aia, fără dintr-o instituție publică. Păi cum? Dar nu vă este, nu ți este rușine? Are buton, omule, când vrei să intre în instituție publică cu buton, pe unde intre persoane cu căruțul? E direcție de sănătate publică. Ce? Spitale care nu sunt în regulă, șoareci până în spitale, am filmat noi, o să vedeți următorul reportaj. Așa, mă, poftim? Așa, mă, păi, dar, morgă care nu-i morgă, morții care îți poți jos. Eu vă urmăresc pe internet, să fiu sincer cu dumneavoastră. Acum, serios, ți se pare că eu încalc ceva, uite, uite, civilizat. Uite, domnule, laptele care e acolo, lângă ușă, curează curent, da? Și se umezește laptele. Am trecut, am cum? Să vină poliția, nu că m-a trecut. Pe cum? El n-a constatat. Să vină încoace poliția, am nevoie de sprijinul poliției. Am nevoie de sprijinul poliției. Da, așa-i cu, da, are pe unii înrăbunit aici. Domnule, explică-i că am trimis solicitări și ei abuziv numele tău. Da. Aici, în zonă neadministrativă. Bine, bine. Hai, fă-te de râs. O să-ți fac plângere penală. Stai liniștit și-ți demonstrez că abuzul dumitale, că ai deranjat trupa asta.
Ce să zic, că gata, și văd că oamenii ăștia se pregătesc, și ți-a atras atenția, că nu ești pregătit. Pare și că te faci de râs. L-a schemat domnul. De sus. Uite, 1, 2, 3. Domnilor, a mai fost o doamnă pentru lapte. S-a săturat, nu se vedeți reacția. Am fost ocupat cu domnul. Să plec fericitanța, am fost și am dat analiză. Vă dați seama, Direcția de Sănătate Publică, o persoană cu handicap nu poate să intre aici. N-are rampă, lege, cum le 448, ei încalcă, lege încalcă tot. Prin ce țară trăim? A ajuns agentul de față să te agreseze. Vai de capul vostru, vă credeți la voi acasă? Nu mai au condica, atenție, aveau condica acolo pusă și au fost prinși de poliție națională. Dați numărul nostru de telefon. 0749. Ce publicăm? 0749. Spune patronului, omule, să-i testeze pe oamenii ăștia, să-i dea afară. Ăla a fost primul, a fost profesionist. Toma pe ăla l-a dat afară. 0749. 220. 220. 090. I-am spus, omule, n-am o luptă cu mata. Vă mulțumesc și să aveți spor pentru activitate și depune. Să sperăm că la ce sunt oameni care urmează și ca Maria Șandor și ca băieții. Sunt formați de mine, toți. Și Maria Șandor. Toți. Toți. Formați de mine. Activistul Timișorean, activistul Buzoian, Maria Șandor. Pe zona Bucureștiului, pe Iași, pe Cluj, tot unde i-am zis. Vă mulțumesc, număr, și sperăm. Ești de la intervenție, da? Ești de la intervenție, da? Uite, omul nu știe despre ce este vorba. Omul, ce să face? Fiecare. Da, spuneți-i patronului, că îl pune într-o situație proastă. I-am făcut plângere firmei pentru abuz. Deci el nu este în misiune acum, dar n-are rampa aprinsă. Deci nu poți să intri într-o instituție publică. Aici e problema. Aici este problema. Nu poți să intri într-o instituție publică. Oamenii ăștia și-au pus centura deja. Și-au pus centura, uitați, și-au pus centura, da? Și-au pus centura, da? Dragii mei, dacă nu are rampa aprinsă, lampa aia de sus de acolo, ei sunt obligați să-și pună centura. De ce? Pentru că și ei se supun legislației rutiere. Da? Ei se supun. Păi cu telefonul, era jandarmul cu telefonul. Da, este plătit, sau polițistul ce era. Da, este plătit să stea pe telefon, pe Facebook, să filmeze ca un polițist să filmeze. Ce anume? Ba da. Lasă. Da, mă documentez. Circulă dumneata fără centură, nu trebuie, că ești în misiune. Ești în misiune. Da, domnule, ești în misiune acum. Da, domnule, ești în misiune, domnule. Foarte simplu, scoți centura și te dai. Domnule, fă-te de râs, serios, am un document oficial, nu te faci. Nu mă convingi. Ai rampa aprinsă, nu pui centura. N-ai rampa aprinsă, nu pui. Adică ești în misiune, dumneata, acum, da? Vezi să nu-ți dai like-urile la colegul acolo. Like-uri. V-ați făcut de râs, atenție. Da. Și ce document? Și unde să mă uit? Unde? Când trebuie să mă aibă poliția? Niciodată, voi, deci n-aveți să puneți voi centuri, nu! No. Voi nu trebuie să vă dați centurile jos. Voi nu trebuie să aveți centuri. Cum să aveți centuri? Voi trebuie să vă pună centuri de împământare. E mai bună centura de împământare. Mașinuța asta, mai o spălați un pic, așa că s-au investit bani. Dar cum să prinzi hoțul cu asta? Că la poliția animalelor le-a dat mașini mai mari. Cum să prinzi oțul cu 1400? La poliția animalelor are valoare. Uite, stă omul în față. Du-te, domne, misiune cu like-urile acolo. Du-te acolo, misiune, că se dă pe Facebook. Ciuc. Ce vorbești, mă, omule? Omule, ce-i? Ce-i, mă, omule? Vreau să nu filmați aici. Omule, ce-i? Adică dacă fac așa, ce faci? Vreau să nu filmați. Adică dacă fac așa, ce faci? Domnule, vă rog să nu fiu eu antrenat, înțeles? Ia, măi, omule, deci e agresarea asta. Da, domnule, vă rog să nu filmați, eu nu vă agresez. Păi ce faci? Eu ridic mâna să nu filmați. De ce? Pentru că n-aveți voie în instituție să filmați. Dar unde am voie? Afară.
Care e legea? Legea te fară și sună pe acasă. Sună-mă, omule, la 112, mai bine la 112 decât la Poboște, că nu vezi că nu vin. Eu te filmez acum, în continuu, atenție. Eu nu omul ai pus mâna pe mine, uite, tu pui mâna nu pe mine. Uite, pun mâna pe deci cameră. Pui mâna pe mine, înțelegi? Vă rog frumos să nu mă... Făcând chestia asta. Să nu filmați. Băgați telefonul în buzunar. Telefonul în buzunar. Pune telefonul în buzunar. Abuzul ăsta, eu îl filmez ca să mă dovadă. Ce dovadă? Și uite ce faci. Stau la metrul dumneavoastră. Dar vă rog frumos să nu filmați. Eu nu țin să stai. Că spui că eu n-am voie să filmez. Asta este singura acuzație. Trebuie să-mi învăț. Sună-mă omul ăla la poliție, mă. Ce-ai făcut, mă, omule? La ce paza nu ți-a făcut nimic? S-ai chemat agenții de pază, trupa, te-ai făcut de râs? Te-ai făcut să cheamă intervenția. Te-ai făcut de râs. Nu m-am făcut de râs. Ba da. Cheamă intervenția. Și a venit și ce-a făcut intervenția? Am chemat intervenția, m-am făcut. Și trebuie să vină intervenția, am cheamat. Ce chem intervenția? Chem resurse, firme, patronul ăsta cheltuie bani pe motorină. Eu nu știu ce probleme noastre cu firmele. Patroane, de la afară, patroane, că ăsta cheltuie bani, iure, intervenția. Dar ce treabă noastre cu firmele? Patroane, de la afară, patroane, stătea patronul afară cu ei, cheltuie resursele, înțelegi? Bă, n-ai ce treabă aveți dumneavoastră cu firma asta? Omule, nu era nimic cu firma. Patronul ăsta trebuie să vă testezi, că nu sunteți profesioniști. Domnule, ai pe competență, ca eu, cetățean, să-mi interziști filmarea, te întreb, ai sau nu ai? Deci înăuntru vă spun... Care e dăuntru unde? Înăuntru instituția nu se filmează. Acolo, da? Dar aici. Păi nu e tot instituția aici. Aici este zona administrativă sau neadministrativă? Păi nu e administrativ, dar în moment ce zona e ce? Nu, când intri într-o instituție, așa. Ai intrat într-o instituție. Așa, da? Și noi filmăm, prin primărie, prin stață și vin. Da, de aici. Vin mă ta să-mi spui că DSP-ul ăsta ți-a dat doar din joc până de drept. Nu, dar nici eu nu ordine. Deci care e legea care interzice? Dar spune-mi noastră legea care spune așa ceva. Că ce? Care vrei să filmezi? Spune-mi noastră legea. N-ai înțeles dreptul fundamental. Da, domnule. Te făcută de răs, te de răs, agent de bază. Uite, trebuie să dai drumul la... Păi, fraților, să dai drumul la instituție, la buton, păi dacă iau foc ăștia aici, sau rămâne fără curent. Da, mă ziua. Cred că nu pot cu ceva facturi. Lăsați factura aici. N-ai voie, doctore, n-ai voie. Și laptopul ăla și îl predau. Da, aici. Ia să vedem. Uite. Domnule, laptopul ăsta, serios, acum, dar cine mai vine să-mi plăia și eu? Dai seama, oamenii și-a lucrează în sistem și îți bagi jucării. Asta le spuneam, ai văzut că ți-a deschis ușa la buton. Că e imposibil, ai văzut vreodată într-o instituție să apeși la buton. Despre ce vorbim, măi, omule, de-aia te și filmezi, te vadă lumea, ți-ai chemat azi, firma de pază, uite, fiate, doctore, vezi cutiile de lapte, praf, dacă se deschide ușa și curentul, nu umezesc? Serios? Nu vă e frică de directoare, de domnișoara directoare. Da. Vreau să-i văd și o salariu ei afișat aici, că așa spune legea. Uite, omul ăsta nu pasează. Uite, nu pasează omul ăsta afară. Trebuie să stai la mâna agentului. Cine o să trebuie asta? Eu la... Nu mai vorbim, Fical. Da. Auzi, degeaba, fii atent, știi la cu mâna cu stai la agentul de bază. Cu toată facultatea ta. Stai că mai am încă doi. Auzi, mai am încă doi care o să vină. Și o să le facă și lor tot așa. Uite, a venit poliția. Fii atent. Da. Stai să vedem, inclusiv poliția o să stai la ușă. Fii atent, ține că... Pentru că ei dacă se uită la ei, atenție. Da. Inclusiv agenții de poliție stau la ușă, la mâna agentului de pază. Îți dai seama. Da. Deci ei s-au învățat să cheme la orice. Păi te faci de râs, măi, omule, mă. Dați puțin că nu răspund la pentru calculator. Da. Și pentru factor. Da. Și la factor. Ce-a ajuns țara sau un agent de bază să-și bată joc un doctor, un medic care atâția ani de zile a făcut facultate să ce? Să salveze vieți? Poate omul ăsta un caz acum, la urgență. Asta și da, nu domnule, și nu răspunde. Nu, l-ai ținut la ușă. 3 minute stă omul ăsta afară. Ce 3 minute? A stat omul afară 3 minute când l-ai venit. 5, 3. Bine. Domnul Cucima, vă caută domnul. Da, mulțumesc. Da, uite, omul e la ușă.
Când îl sună directoarea, e în stare să stai în genunchi. Uite, e în stare să stai în genunchi, îl sună directoarea. Vă dați seama. Sau cine așa? Te-a sunat voieraica? Nu sună domnule. Te-a sunat voieraica? Te-a sunat cineva, nu vă puiești. Vătafa? Te-a sunat vătafa? Auzi, ce să faci? Îți zici pe poliție la ușă? Nu funcționează cu toată lumea. Așa, tată. Uite profesioniștii, au cameră. Bună ziua! Așa e ce fac un foc la poliția, nu știu, zală. Legătură cu apelul. Cine a făcut apelul? Domnul, eu am făcut apelul. Nu s-a făcut apelul. Așa. Da, da, ce s-a făcut? Lăsați domnul să vorbească. A venit pentru să ceară la registratură. I-am spus, domnule, la registratură nu avem ori secretariat, ori personal. Și poziții sunt la personal. Am chemat pe doamne la personal, o coborât. Doamna respectivă la personal, n-a fost mulțumit, domnul. Așa. N-a fost mulțumit. Ok. Vă rog, lăsați camera în loc. Nu se poate. Ei. Am sunat la secretariat, o zic că doamna secretar să vină dânsul să facă, să-și facă la doamna director, într-o zi, programarea, audiență, să vină atunci. Că dânsul am înțeles că e nemulțumit cu ceva documente care nu s-au înregistrat aici. Am înțeles. Și a început să ridice vocea, filmează și deci, ceva e genul. Ok. Să-ți dați rog un buletin. Da. Alo. Lucrați la poliție? Eu m-am legitimat la dânsul. I-am dat cartea de identitate. Să-mi dat și mie vreo buletin, da? Carte. Și așa. Decizia 97, da. Dragi cetățeni, din 3-12-2020, agentul de poliție este obligat ca să vă aducă la cunoștință că se filmează audio-video. Da. Agent... Care a fost problema de... Ați început să ridicați tonul? Să nu, deci, pe aici, stați un pic, a constatat personal că am ridicat eu tonul. Nu am ridicat din ce a spus dânsul. Așa, deci, dumnealui, asta am spus. Dumnealui minte, adică, nu, ce rugăminte am noastră. Vă solicit numărul de expres să nu notați pe acea hârtie volantă, vă, să vă fac plângere. Adică? Nu aveți voie. Pe ce? Scrieți pe acele hârtiuțe. Păi și dacă scrie pe acele hârtiuțe? Datele mele trebuie să le aveți pe ca agenda poliției. Dumneavoastră... Domnul meu, că ăsta e carnețelul meu personal, dar răspund pentru pe carnețelul personal, eu răspund. Asta pe carnețelul personal, e de muncă, da? Dar nu e înregistrată. Eu răspund pentru date cu caracter personal. Tovarășul polițist, vă faceți de râs. Eu lucrez cu... Da? Vă faceți de râs. Date cu caracter personal. Tovarășul polițist, okay. Te faci de râs. Lăsați domnul, nu mă învățați acum. Mă fac de râs bine, dumneavoastră aveți dreptate. Eu duc o cameră. Filmează? Camera filmează sau nu, domnul agent de poliție? Ați văzut cum intrați, domnule agent de poliție, intrați cu buton pe o intrare la instituție publică. Deci domnul dă prin buton. Deci, m-ați întrebat și vreau să vă și răspund, da? Așa, ziceți că vă ascult. M-am prezentat la această instituție, așa. A trebuit să apas la buton, să fiu la mâna dânsului, într-o instituție publică unde dânsul apasă pe buton. Persoanele cu handicap n-au nicio șansă. Bineînțeles că am pătruns în zona asta neadministrativă, întrebați-l dacă e zona administrativă, și i-am spus că am trimis solicitări pe 544, pe legea 233, instituția de aici nu-mi dă curs, adică numere de registrare sau să-mi trimită în conformitate cu Constituția României și legile țării. Vătafa de aici nu dorește să-mi dea răspunsurile. M-am legitimat la dânsul, i-am dat cartea de identitate, m-a înregistrat în registru. I-am spus, în șoaptă, dacă vrei să spun, că minți, dar nicio problemă că o să-ți fac. Uitați-vă, la buton deschide ușa ca să intre cetățenii. Vă dați seama, dacă se întâmplă un foc aici, nu are cum să iasă. Deci, și-am solicitat să-mi vină cineva de la registratură, nu de personal dumnealui.
nu știu, cred că noaptea ce visează spune ziua. N-a zis cuvântul. Dumnezeu a spus personal sau secretar. O să te faci de râs, o să te vezi iară. Deci, și așa. Eu, cum, acum cu dumneavoastră, dacă vorbesc, vorbesc civilizat. Cu cine ați vorbit dumneavoastră aici? În afară de dâns, nu mai veni cineva. Nu, domnul meu, nu, domnul meu, cu nimeni. Dumneavoastră i-a sunat, nu mă interesează. A venit o doamnă de la personal, n-am chemat-o eu. Pentru că nu există la registratură. Vă dați seama, poliția are registratură. Orice instituție are registratură. Personal, domnule, să înțelegem dumneavoastră unde ați vrut să ajungeți. Eu nu vreau să intru acolo, că aici zona sunt cheme de la registratură, să-mi dea numărul de registrare, da, și răspunsurile. Deci dumneavoastră ați trimis o hârtie aici, să înțelegem, și trimis electronic. Niciun... Nu, domnule, nu. Niciun răspuns, nimic. Bun, nimic. Când ați trimis? În conformitate cu 30 de zile, deci și înainte, atenție, și înainte, deci cunosc legile. Dar dumnealui și-a chemat și paza, firma lor, automat au plecat, că a văzut că omul este incompetent, omul deci, are competență. Te-ai făcut de râs. Deci mi-a chemat o doamnă de la personal, doamnă, n-am treabă cu dumneata. Păi domnul m-a chemat, păi, că am zis eu. Păi uite, eu te filmez. Domnule, eu te filmez. Spune-le la... A sărit să mă agreseze. Acel, eu nu m-am mișcat aici. Dacă dânsul zice că nu există registratură, v-a chemat de la secretariat. Nu, n-a chemat. N-a chemat. Nu, n-a chemat. N-a chemat pe nimeni, domnul agent de poliție. N-a chemat. A zis că a venit de la persoana. A venit de la persoana și a spus nu-i de competența mea și a plecat. În rest nimeni. Da? În rest nimeni. Domnule, uite, spune la poliție că eu te filmez și spune-le legea, care interzice aici, sau regulamentul, spune-le legea, uite că, uite, dar eu... Domnule, te faci de râs. Deci, domnule agent de poliție, da? Nu, n-a chemat pe nimeni, n-a chemat. Lăsați-mă să vorbesc și după aia vă spun, da? Deci dânsul o chema pe doamnă de la personal, da? Bun, ce treabă? Nu a fost spus că ea nu are nicio competență. Pe competență. Da. Acum, dumneavoastră, ce vreți să faceți? Să-mi dea numărul de registrare, să sune la registratură sau cine primește e-mail-urile. Probabil, sau dumneavoastră nu trebuie să știe. Așa. Și mi-a zis doamna secretară, să trebuie domnul să se să facă programarea la doamna director. Ce dă seama? În zilele care sunt programarea. Domnule, dumneata susi... Eu nu cunosc regulile lor de interior. Care interior, reguli? Da? Legea 233. Legea 504. Da? Probabil că dumneavoastră trebuie să vă înscrieți, deci, la doamna director. Pentru la ce? Și să vorbiți despre domnule, ceea ce este sințarea. Domnule, dumneata, îmi încași niște... Adică ce legea, legea 544. Eu v-am spus doar ca idee, nu v-am spus ce. O să vedeți filmarea aia, o să ajung în server. Deci. Legea 544 de interes public nu spune că eu, după ce trebuie, trebuie să mă duc în audiență la vătaf asta, directoarea asta care nu semnează în condică. Și atunci noi ce vrei să facem? Păi de ce v-a chemat aici? Păi m-a chemat că ce? Faceți aici ce? Scandal. Care e scandal? Că eu vorbesc cu dumneata și că... Păi cu dânsul, nu cu noi. Ok, da? Bun. Ce dovadă are? Sunteți recalcitrant, aveți o atitudine care? Domnule, ai constatat dumneata? Ai constatat? Păi ceea ce a sunat dânsul. Păi... Că n-a pus să constat în momentul de față. Atenție, dumneavoastră, o să vedeți, față, da? O să vedeți filmările. În momentul și atunci, de față, dumneavoastră, bun. Dar nu sunteți recalcitrant, nu ați ridicat. Aveți datele mele? Dar dânsul asta solicită, da? Asta solicită ce? Faptul că dumneavoastră a spus recalcitrant. Nu, da? a spus că am vorbit cu recalcitrant, am zis? Așa ai spus dumneata? N-am spus de recalcitrant. Adică ce am făcut? Ce înseamnă recalcitrant? Să definească. I-am trebuit la domnul să nu filmeze în instituție. Care e legea? I-am explicat. Unde? Aici. I-am spus, i-am zis la domnul. Eu filmez. Am chemat, i-am zis și să nu filmeze. Ia, care e legea de-mi interzice? Uite, eu filmez. Ok, aici, în spațiu, e ok. Aici, e zona neadministrativă. Așa. Da? Deci, filmând niște nereguli, adică ușa care se deschide cu buton, adică norma țâncalcă, numele PSI, ușa care nu are rampă, o persoană cu handicap, legea 448, legea 544 încălcată, legea 233. Uitați, laptele la praf care se dau la copilaj, da? Îl ține aici unde sunt curenți de aer care nici acum mai are puțin să se expiră. Okay, asta am solicitat și nu mi s-a dat nimic. Da. Unde? La Ministerul Sănătății, la voi, la poliție. Am făcut la voi, la poliție, la parchet, la nouă instituție. Atenție, dragii mei, omul ăsta minte cu nerușinare. Acum haide să nu facem atenție, nu afirmații. Eu l-am făcut mincinos pentru că eu n-am spus de personal. Eu n-am țipat. Dânsul v-a spus, da? Ce? Nu există registratură. Unde există, domnule? Doar secretariat. Păi să cheme personal, să-mi aducă și numerele. Și doamna de la secretar a zis că trebuie să vă registrați. Da, o chema de la personal. Nu. Spus că nu. Eu m-am înregistrat de prima dată când am venit. I-am dat, domnule, ți-am dat cartea. Sunt în registru. Aici este zona administrativă sau neadministrativă? Da sau nu?
Păi nu știe omul, pentru că nu e pregătit. Aici nu este nici 5-8-5. Insulare, ce? Păi, uite, nici nu poate, doctore, nu poți să-ți, că mai ai de satul. Domnule, hai să vă arată greșit, uite. Ia. Nu, după ce ai activat. Adică sunt 9 inși care au intrat aici și toți sunt cu ciungă în păr. Uite, are buton. Deci, domnule agent de poliție, într-o instituție publică, dragă cameră, ministrul ăsta, să plăci mă și tu dacă nu ești în stare. Aici trebuie să văd salariile, trebuie să văd informații de interes public în zonă neadministrativă. Domnule, aici este un stat... Salariile nu se pun pe banul cum se pusă nevoastră. Salariile sunt puse pe site ca și nu, la tovarășul polițist, nu vă mai... Noastră credeți că se da, pune aici pe... Da, legea, există o lege, dar dumneavoastră... Există pe banou? Da, trebuie să fie, există lege. Pe banou salariile angajate. Te faci de râs. Se face declarație de avere în fiecare an, dar unde își declară fiecare avere, unde se pune și salariul și fiecare, da? Vă faceți de râs. Mă fac de râs. Da. Vedeți că o să vă faceți de râs. Așa. Da. Și punctul de vedere de la IPJ, o să vă spun, începe cu lege cu 1.5 și ceva. Așa. Adică spune că ei sunt obligați să aibă salariile afișate. Nu vorbim de Poliția Română, nu vorbim de legea 550 sau 218. Acești oameni vătavi care vin și semnează pe condică și imediat la 2 minute semnează de plecare. Așa, ați semnat cu camera. Așa, ați data trecută. Da, am făcut, da. Au constatat colegii dumneavoastră. Iar eu acum am primit adrese către ei, multe. Constituția României reglementează legea 233, legea 544, informații de interes public. În afară de asta, de salariile cu declarații de avere, ei sunt obligați prin codul muncii, toate instituțiile și primăriile, și în afară de poliție și jandarmerie, da, să le aibă afișate. Bun. Dacă dumneata susții altceva, okay, eu Poliția Română o respect. Nu. Deci eu Poliția Română o respect. Nu vreau să mă contrazic cu dumneavoastră păi sau să facem dezbatere. Pentru că vă spun că spuneți o aberație. Ați făcut sesizări? Am făcut. Bun, și vi s-o răspuns? Nu, și-am zis să-mi dea nici măcar numărul de registrare, nu l-au dat. Ce facem atunci? Am venit personal. Am venit civilizat. Personal, doar dacă intrați în audiență, puteți nu să mergi. Nu vreau să intru în audiență. Păi și atunci cum vreți să vorbiți? Să stau de vorbă cu operatorul care primește e-mailul. Domnule, păi, chiar vă spuneți că lucrați de mult și dumneavoastră ești corupt, ce se întâmplă? Nu sunt corupt, dar vezi că faceți niște afirmații care... Asta sunt afirmații, da? Că eu sunt corupt. Eu te-am întrebat, ești corupt, dumneavoastră? Aveți grijă și dumneavoastră cum vorbiți. Că vorbiți civilizat, da? Nu vorbim cu dumneavoastră civilizat. L-am întrebat, ce înseamnă corupt pentru dumneavoastră? L-am întrebat, este corupt? Am întrebat. Dumneavoastră faceți diferența. V-am întrebat, care e afirmația? Întrebare. Bun, întrebarea. Întrebarea, deci pentru că dumneavoastră contraziceți legile. Aici este problema. Da, legea 448. Persoanele cu handicap au dreptul inclusiv la poliție. Faceți încă o dată sesizare că nu există ramuri pentru persoanele. Puneți în exerciție de competența poliției. Am înțeles. Nu ține de competența dumneavoastră. Noi am venit aici ca dumneavoastră să vă recalcitrant. Da. Rezolvarea dumneavoastră. Eu nu pot să vă rezolv problema dacă dânsele nu pot să vă primească. N-ați înțeles. Da? Deci dânsul nu a solicitat aici. Domnule, eu nu vreau să intru în instituție. Ei sunt vătași să coboare, să stea de vorbă cu cetățeanul, să-mi explice de ce. Poate n-au primit e-mail-urile. Aici e problema. Eu trebuie să vin sute de kilometri prin semnătură electronică sau e-mail să întreb, să stau de vorbă cu directoarea care nu vrea să vorbească cu mine. Corect. Nu vrea. Atunci ce facem în situația asta? De ce să facem? Mă duc în contencios? Un polițist care dă din numeri și un polițist care deja... Eu ce să faceți dumneavoastră? Bun, vă solicităm mod expres. Nu dăm din numeri, noi v-am spus care e soluția. Vă solicităm mod expres. Da, vă solicităm mod expres. Să-mi dați sancțiune că eu am filmat aici. Eu nu vă dau sancțiune, că nu am venit pentru că dumneavoastră ați filmat aici. Eu am venit pentru că dumneavoastră, dânsul ne-a solicitat, că dumneavoastră ați fost recalcitrat față de el. Da? Ați constatat personal? Păi n-am constatat personal, pentru că n-a fost de față când dumneavoastră ați fost recalcitrant cu el. Eu când am venit la față locului, dumneavoastră nu erați recalcitrant, într-adevăr. Din punctul dumneavoastră dânsul de vedere... Dânsul ne-a solicitat, noi pentru asta am venit aici. Am venit să lămurim problema, da? Minte. Nu altceva. Bun, domnule, minte, ați văzut în România mincinoși? O să-ți fac plângere și o să-ți fac pentru purtarea asta care o faci dumneata. Deci, eu o să plec. Dumneavoastră aveți dreptul să stați, să plecați. Nu, știți de ce? Eu am înțeles că omul ăsta este subjugat unei directoare care e o firmă contractantă de altă firmă din București. Haideți să ne lămurim. O secundă. De ce dumneavoastră nu vreți să mergeți la doamna directoare să vă programați în audiență? Dumnezeu, din Pracova, gândești ce spui? Adică am trimis, dacă eu, de exemplu, îi trimit comandantului Dumitale sau lui Florin, îi trimit o adresă, da?
mie Florin mi-a semnat imediat și Marius. Mi-a dat un răspuns imediat, mi-au spus și gata. Ce fac? Mă duc, știm ce ține de este. Mă duc la Marius. Domnule, mă duc la Marius să-i spun. Care nu, dar mă duc la Marius. Băi, Marius, că dacă nu vin la tine în audiență, nu există așa ceva. Eu știu, dar aici este o zonă unde nu este. Uite, fă-te de râs. Da? Nu-i zona administrativă, dar nu știe, se poate filma, atenție, dragi, el nici pe persoană fizică, vă dați seama, dar du-te acasă, te duci acasă, aici ești la locul de muncă și te pot filma, te duci acasă dacă vrei, da? Nu mai faceți abuzurile astea asupra cetățenilor, să-l agresezi, mai agresat, mai agresat. Nu, mai agresat. Nu, m-a agresat omul ăsta. Ce m-a agresat? Stați un pic, agresiunea e altceva. Deci dacă eu spun, dumitale mâna pe cameră și te împing, este o agresiune? Agresiune? Da. Nu știu dacă este. Poate să fie și o agresiune fizică sau verbală sau psihică. Păi nu poate să fie agresiune. Bine, domnule, coleziune. Nu, agresiunea nu trebuie neapărat coleziune. O stare de suferință. Nu, domnule, ala era pe penal. Atenție. O stare de temere, da, când sparge telefonul. Vi l-a spart, trebuie. Păi nu, mă refer în sensul că a fost atât de agresiv în gestul încât să vă spargă telefonul, să aibă poliția rămâne siguranță și încredere. Până eu vă întreb, că dumneavoastră a spus că ați fost agresat, da? Deci, atenție. Da. Deci el m-a agresat fizic prin a îmi îngrădi dreptul de a afirma, de a mă proteja. Adică el a spus că am făcut, că am țipat. Ce mi-ai zis? Ce mi-ai mințit? Da, mi-ai mințit. Dar ce? Că ce? Adevărul care? Uite, omule, 1, 2, 3, 4, 5 resursele odată și 2 de la pază. Domnilor, a sunat de la intervenție, de la dânșe. Oamenii ăia s-au luat și a spus că e neprofesionist. Au dat noroc cu mine și au plecat. Așa. Dacă eu încălcam ceva, atunci, da, dar el acum dacă a dat apel la dumneavoastră, da, conform legii 61, că n-a sunat prin SNU-AU, e apel nejustificat. Pentru că dumneavoastră trebuie să luați o măsură împotriva mea, neluându-o, să nu invocați o ghedoiu, nu, domnule. Deci, dacă nu am constatat, nu trebuie să iau o măsură. Da? Este un apel nejustificat. Este un apel nejustificat. Păi, legea 61. A avut faptul că nu ați ridicat unul și n-ați înțeles dar ce v-a explicat. Dar nu ai constatat dumneata personal. Nu, asta a solicitat el. Dar nu ai constatat. Este apel nejustificat. Este apel nejustificat. Dragii mei, uitați ce înseamnă cetățenii cum sunt sancționați pe legea 61, chiar dacă nu formează apel SNU-AU, sunt sancționați. Domnul nu-i sancționat. Ce o să scrieți în raport? Că omul a făcut asta și n-ați luat nicio măsură. Sunt pasibil de sancțiune, aduceți-mi la cunoștință dacă eu de sancțiune sau nu. Da sau nu? Dacă sunteți pasibil de sancțiune. Acum, sunt trimis, adică să nu ziceți, am timp 6 luni, noi ghedoi. Ați constatat ceva? Că am greșit, am săvârșit vreo faptă? În momentul când am venit la față, locul nostru nu ridicați tonul și nu ați fost așa, da? Deci nu sunteți legitimat. Deci nu sunt, așa. Nu sunteți pasibil de sancțiune. Omul, dacă a sunat apelul respectiv, așa. Nu se justifică. Există în legea 61 pentru apel nejustificat de sancțiune. Vorbim de legea 61. În 61 nu există. În OG 34 atunci. În OG 34, da. La 112, dacă se nu, sună... nu. Dar dacă sună pe dispecerat, nu pe 112. Să ne înțelegem. La 112 pe OG 34, e 112, da. Am să ne ouă. Deci 112, să... dar el a sunat pe... la OG 34, dacă sună. El pe ce a sunat, pe dispecerat? Asta nu știu, trebuie să rămâiesc cu... Domnule, legea 61, spune că apelul autorităților nejustificat, da. Fără să ne uau, da, se sancționează. Poate nu e legea 61. Păi există, da. Exact, există chestia asta. Tot dacă nu e pe unul... Ce rugăminte am eu? Vreau să-l sancționați pe acest om că n-are tonfă și n-are spray. Legea 333, uitați-l, constatați, n-are tonfă, n-are spray. Vreau să-l sancționați. Uitați-l unde le are. Vreau să-l sancționați. Le are? Nu, nu le avea asupra lui. Asupra lui. Domnule, legea 333, domnule, dumneata ești corupt, ce se întâmplă? Domnul meu, încă o dată v-am întrebat, legea 333, le are sau nu le are? Nu. S-a spus că nu le are asupra lui. Am constatat dacă că nu le are. Asupra lui, da, le are în unde birou. Le are? În birou, da? Da. Țin să vă anunț că vineri, aceeași Poliție Națională Română a sancționat agenții de pază în primăria Timișoara acea situație. Așa. Dumneavoastră, de ce nu sancționați? Nu, să iau măsură. Ce măsură? Împotriva dânsului, da. Adică, prin legea 333, dumneavoastră sunteți obligați să-l sancționați, că n-are, uitați, n-are el acum, el trebuie să le aibă aici, nu în birou. Dar nu trebuie să vă aducă la cunoștință la dumneavoastră dacă o să-l sancționeze sau nu. O să-i aducă la cunoștință poliția dânsului, poliția da? Poliția din Zălău,
Mariene, Florine, ia uitați-mă cum se comportă oamenii ăștia. Deci eu vă aduc la cunoștință că dumneavoastră trebuia să constatați de prima dată că el nu are echipamentul corespunzător. Să-l trageți din prima la răspundere. Apoi apelul nejustificat, dacă dumneavoastră n-ați luat nicio măsură. Dom'le, ce se întâmplă cu poliția? Că aici poliția română... Ați văzut că aveți țâu, aveți că aveți țâu, vezi că o să-l aveți și pe aici. Domnule, ați văzut că am plecat de la fața locului. Având în vedere că eu respect poliția română, nu o să fac... Nu o să fac plângere împotriva dumneavoastră. Nu să faceți plângere. V-am spus că n-am plecat de la fața locului și nu o să ziceți normal, că nu am luat nicio măsură. Să-mi spuneți că omul, dumneavoastră n-ați constatat până nu v-am zis că omul nu are tonfă, nu are spray. Da? Despre ce vorbim? Ați făcut o sesizare, eu fac mai departe demersurile care trebuie să le fac, da? Cum demersurile legale. O să trimit la șeful dumneavoastră să-mi spun că omul a fost sancționat. Să-i dați avertisment, ca să nu fie sancționat cu bănuți. Să fiți plâng cu el. Că s-ar putea vota fasol de afară. Uitați, dumne, are tendința de sucește ecusonul. Eu, într-adevăr, l-am văzut cu ecusonul. Nu, l-am văzut cu ecusonul. Dar dumneavoastră nici nu ne puteți influența ce se dăm noi. Sancțiuni sau avertisment. Cum a zis să dăm avertisment? Pentru că așa spunea Ghedui. N-aveți voi să-i dați amendă cu bănuții. Dar de ce? Păi da, la prima fapt. Nu fiți drept, clar, cetățenii le-ați dat cu mască, le-ați dat amenzi maxime. Și înțelegeți și jandarmii să nu mai bate cetățenii cu gaze și toate astea, da? Dom'le, eu o să plec și de ce? Vedeți că expiră laptele. Păi omule, îți expiră laptele. Nu, pe știu eu că expiră. Nu, nu expiră. Poliția română că expiră laptele. Nu, domnule, că n-am eu treabă cu poliția română. N-ați înțeles? Eu când am venit acum o lună și ceva, cutiile astea sunt puse aici în hol și le dau la cetățeni. Adică ele trebuie depozitate. Producătorul spune unde să le depozitezi. Vătava asta directoare care stă, are mașina acolo, mașină de scară, vin la 9:30, pleacă la 2, da? Nu-i face nimeni nimic. Dumneavoastră ați văzut filmările. Nu vă faceți că nu le-ați văzut. Oamenii aceștia, deci a dat o ordin, probabil cineva, l-a dat afară pe agentul de pas. A făcut asta, spune. Păi mă deranjează că uitați, stau oameni afară, uitați, domnule mei, nu poate să intre într-o instituție publică. Aveți buton la poliție, la zona. Uitați, domnule, asta am spus, domnule, n-aveți rampă, butonul ăsta. Dacă se întâmplă de ia foc, așa. Sau pică rețeaua, da, asta funcționează, asta sunt astea de hotel, atenție. Și pică rețeaua, până în servomotoare, cum mai ieșim noi afară? Parte precum șobolani, ca în colectiv. Domnule, de ce nu vă autosesizați? Dar, ba da, aveți pe competență. Aveți, eu dacă vă spun că aveți pe competență. Aveți. A, dar faceți auto, deci faceți autosesizare către instituții, către ISO, către primărie, către consiliul local, pentru și către firmă. Uitați, dacă pică curentul, astea n-au backup. A picat curentul. Ia foc pe aici, a picat curentul. Ard ca șobolani oamenii aici. Precum șobolani. Ce vreți noastră? Dacă eu vin să vă spun poliția română, siguranță și încredere, ridicați cuvântul poliția română. Nu spuneți dumneavoastră, îmi veniți și îmi spuneți că eu trebuie să mă duc în audiență, să-mi iau numărul de registrare? Eu v-am dat doar o sugestie. O sugestie. N-am foarte proastă sugestia asta. Astea. Nu v-am zis foarte, foarte proastă sugestie. Spus, eu vin de la sute de kilometri. Deci să nu credeți că v-am obligat să așa. Păi cum? V-am dat da. O sugestie, dacă poate poliția să oblige. Poliția română poate să oblige pe cineva ceva? Nu, oblig. Nu poliția română. Nu vă oblig. Nu să-i poliție. Nu afară ca să nu... Actele nu s-au dumneavoastră acolo. Nu s-au ale mele. Vă dați seama, ei le lasă aici împrăștiate acte și toate astea. Își bagi joc de oameni, de doctori. Știți ce spuneau doctorii? Dom'le, am făcut o facultate. Uite, omul de la pază. Au venit pregătiți? Ești de la intervenție, da? A venit la pază. Pregătiți oamenii. Iată, știți ce o să vă fac acum? Vă dezinfectează. Vă dați seama ce am ajuns, dacă se întâmplă ceva, o nenorocire? Nu, dar nu funcționează asta. E la mâna lui. O să fii sancționat, omule, pe legea 333. Deci la mâna, uite, vrem să ieșim afară, agentul de pază. Uite, vă dați seama, cum intru? Dă-mă, omule, să ies afară. Hai de capul meu. Dragii mei, să trăiți. Dragii mei, după cum vedeți, dacă avem competenți sau neincompetenți, dacă avem legea 448, unde persoanele cu handicap, pur și simplu, vătafa asta, directoarea asta, care directoare, dă-ți mă demisia, morci care nu există, prosectură care nu există, firme autorizate de prestări servicii funerare, așa în conformitate cu legea, ia uite, au venit și cu rampa aprinsă, deci... Câți bani se cheltuie din cauza unui agent de pază care nu își cunoaște atribuțiunile de serviciu prin legea 333, care o vătafă. Trebuie să mă duc eu la ea, vă dați seama,
Băi, vătafă, băi, domnișoară și asta care ai spus tu că dacă te dă afară sau pleci tu, o să rămână Zalou fără tine. Du-te fata acasă și nu mai ai venit tu la 9, pleci la 2, uite, ții doctorii pe aici afară. Chiar pe polițiști ai ținut. Voi vă bateți joc de toată lumea. Haideți să vă prezint că aici are un garaj și zice, acerți persoanele cu handicap. Pe unde sună pe buton, cu coane, pe cine pui tu vrăjelile astea? Deci, minți cu nerușinare, da? Și am venit pentru a... Deci două echipaje de poliție, vă dați seama ce resurse se consumă pentru un agent de pază. Două echipaje de poliție au venit aici să plece, să ce? Vă dați seama, un echipaj de poliție, al doilea echipaj de poliție. Nu se poate așa ceva. Oamenii ăștia cheltuie bani din cauza că... Deci, vă dați seama, aduci la cunoștința autorităților publice că spitalele nu sunt în regulă, morgile nu sunt în regulă, cadavrele sunt ținute într-o capelă neautorizată, dragii mei. O capelă care este autorizată pe genunchi, fără apă, fără asta. Deci, morții sunt tăvăliți pe jos, morții. Ia să vedem cum mai trebuie un echipaj de poliție să iasă. A chemat poliția, n-a putut să facă nimic. L-am pus să-l dea și amendă. A chemat și intervenția, iar n-a putut să facă nimic. Înseamnă că ăștia, oamenii aceștia, ori sunt tălâmpi, ăștia care sunt prin instituțiile statului, parte dintre ei, ori înseamnă că suntem o țară de toleranți, de proști, nu știu ce se întâmplă. Deci stau oamenii ăștia aici la ușă. Poftim? Du-te, domnule, dar aici aveți de treabă, ești pe spațiu public, ce ai? Roagă-mă, dacă nu vreau, uite, ai poliția acolo, cheamă poliția. Da, da, eu ce treabă am? Dai până ta mai încolo, eventual. Da? Vreau să intru. Păi ce intru, ce? Na. Nu poți să intre. Probabil dacă ești doctor, ești un înger, ai venit cu factura separat și cu să predea imprimantă. Da, dragii mei, vă dați seama, în această țară, o vătavă a dat ordin să pună uși de hotel. Adică într-o instituție publică, angajații sau colaboratorii, medici de familie, nu au șanse să intre într-o instituție publică. O instituție publică care nu dă curs solicitărilor cetățenilor, care aplaudă șoarecii în spitale. Vă dați seama, au fost filmați, am filmat un șoarece, da? Și protesta șoarecele. Vă dați seama, protesta șoarecele. Apoi m-am dus și am filmat morții cum dormeau printr-o capelă autorizată până în dinți. Băi, vătaful asta, directoarea, domnișoara sau ce ești tu, cum ai autorizat tu o capelă care nu are niciun fel de... Nu respectă HG741, nu respectă... Na, apasă pe buton. Uite, nici măcar proprii angajați trebuie să stai să-ți facă pulverizare. Vă dați seama, agenții de pază, da, stau de vorbă și poliția stă de vorbă prin telefon, da? Ce măsuri să ia? Mi s-a dus la cunoștință că... Deci, oamenii aceștia, o parte dintre ei, polițiști, el îmi spune că trebuie să vină în audiență un polițist tânăr. Dacă eu aveam o luptă cu poliția română, îi făceam din start plângere polițistului și BCU îi spunea, du-te mă de aici, mă, că ai noștri oameni, noi îi apărăm, cum să-i certăm și asta, dar voi îi vedeți și să nu-i certați, să nu-i certați că sunt tinerei, au venit cu cameră, dar apel nejustificat. Noi... Uite, doamna, la secretaria, să vedem să faceți Nu vreau audiență la jupâna asta, directoare. Nu mă interesează. Registratură, v-am zis că am trimis. A trebuit, este, orice instituție are registratură, omule. Ce e aici? Mi-a spus atunci personal. Că ce? Dacă nu, la secretariat. Am sunat la ambele. V-am dat răspunsul. Dom'le, nu ți-am zis la personal, omule. Te faci de râs, ce ai? Așa ai înțeles, dumneavoastră, nu stai bine cu auzul pentru că mai trebuie cu fișa medicală. Dar ai sunat la poliție, da? Bun. Da. O să suni la poliție. Aceasta, vine poliția sau nu? Da, da, vine poliția. Ok, bun. Deci, fi mie dumneata un drept. Dar ideea e că, vedeți cum e, că nu poți să intre... A fost la WC. Ai făcut pe matale sau n-ai făcut pe matale? Te întreb. Adică pleci la toaletă și noi stăm afară. Fie nu accesul poate, cât mai facil poate. În instituție. Nu, că... trebuie să fie liber. Dar mă refer facil în sensul să nu existe timp de aștept.